Bună! Astăzi vom vorbi despre favoritele anului 2019. Vă voi arăta care sunt produsele care mi-au plăcut mie cel mai mult, pe care le-am folosit cel mai des și care au ieșit așa puțin în evidență față de restul produselor pe care le-am încercat. Și credeți-mă că am încercat, am încercat o grămadă de produse anul acesta. Voi începe cu acest prosop și probabil vi se pare ciudat să vedeți un prosop în favoritele anului. Mai ales că am acest prosop de vreo 2, poate 3 ani, nu mai știu de când l am. Dar abia acum m-am gândit să-l menționez în favorite pentru că mi-am dat seama anul acesta că nu pot fără prosop. De fapt pot fără prosopul ăsta, dar nu vreau. <laughs> nu vreau să folosesc alt prosop pentru păr. Acesta este un prosop făcut special pentru păr și este de la firma Aquis. Aquis? Păr că se bine, nu știu. Eu l-am primit cadou. Mie nu mi-ar fi trecut în vecii vecilor primite să-mi cumpăr un prosop făcut special pentru păr. Nu zic, un prosop pentru păr, prosop normal, tot brânza e. Ei bine, nu e tot brânza aia. Simte prima dată când am folosit acest prosop, chiar am observat o diferență. Ei spun că prosopele astea sunt făcute să absorb mai multă apă din păr ca să ți se usuce părul mai repede și că părul nu mai rămâne la fel de frizzy după ce când ți se usucă și chiar așa este. atunci când am folosit prima dată prosopul ăsta, mi-am lăsat părul să se usuce așa simplu de la sine și chiar am văzut, zic, wow, părul meu chiar este mai net, nu mai am antenuțele, așa, nu, nu mai se te apără în toate direcțiile. Acest prosop a fost cu mine în România, când am fost asta vară, l-am luat cu mine în LA, când am fost în toamnă. Mi-am dat seama că oriunde mă duceam, luam și prosopul ăsta cu mine, chiar dacă aveam prosoape destule. Mama avea prosoape destule acasă, la hotel aveam o tonă de prosoape. Și cu toate astea, eu am luat de fiecare dată prosopul ăsta după mine, pentru că... Funcționează și îmi place. Și chiar este un favorit. Dacă tot am început cu un lucru mai random, haideți să vă arăt al lucru care n-are nicio legătură cu beauty, cosmetice, nimic. Vreau să vă arăt acești adidas. Sunt de la Adidas și am uitat cum se cheamă. Mi se pare că se cheamă Swift Run. Sper. Nu mai țin minte exact. Este prima dată când am o pereche de adidas în genul acesta tip șosată. Au șiret, dar te încazi cu ei așa pur și simplu. Șireturile astea sunt mai mult de decor sunt extrem de comos Adidas și ăștia. I-am purtat în România, din un vacanță aia în România, i-am luat cu mine în ele. I-am purtat, cred că, cel mai mult anul acesta pentru că sunt extrem de comozi. Și chiar dacă sunt culoarea asta verde măsliniu, mie mi se pare că au mers, merg cu aproape toate hainele pe care le am eu. Merg la bluci, la colanți, la pantaloni negri, merg și la rochi, merg la de toate. Așa mi se pare mie. Și sunt cei mai comozi adidași pe care i-am eu. Deci că porți șosete cu o talpă moale. Și cred că această culoare, culoarea verde măseline, a fost culoarea preferată pentru mine anul acesta. Am fost, am luat-o puțin razna. Mi-am cumpărat pantofi în culoarea asta, poșet, tricouri, cartigan, am și o rochiță, am o grămadă de lucruri în culoarea asta, am și ghetuțe. Este o culoare care îmi place tare mult și... Cred că merită să o menționez și pe aia la favoritele anului. Am o grămadă de produse aici în fața mea și nici nu știu cu ce să continui cred că voi continua cu produsele pentru păr. Acesta este singurul produs de păr pe care l-am încercat eu anul acesta care m-a impresionat și m-a impresionat ca lumea rău de tot. Este de la firma Redken și se cheamă One United. Spune că are 25 de beneficii într-un singur produs. Este un tratament pentru păr pe care îl poți folosi ori balsam după ce te speli pe cap și ai părul umed, după ce ai folosit șampon, poți să-l folosești și să-l aplici atunci ca pe un balsam foarte lejer și să-l clătești sau după ce te-ai spălat pe cap și ai aplicat balsamul ăla și din duș te pe păr, poți să-l aplici atunci pe părul umed. Așa îl folosesc eu. Acesta este unul dintre cele mai bune produse de păr pe care le-am încercat eu până acum, în general, nu doar anul acesta. Mi se pare că funcționează. Într-adevăr funcționează. Astăzi nu m-am dat cu el. Bună zi, cum nu am dat astăzi cu el pentru că m-am spălat azi pe cap și am uitat să-l folosesc pentru că l-aveam pus aici deoparte pentru clip. Îmi place la el mirosul, îmi place cum se simte în păr, îmi place că îmi descurcă părul, chiar mi se pare că spun că este detangler, este făcut pentru a-ți descurca părul. Spune că are heat protection, îl face să mai mătăsos, mai lucios, mai, v-am zis, 25 de beneficii într-unul. Nu nu stau cum să citesc toată lista, dar este minunat. Chiar funcționează și eu văd o diferență atunci când folosesc acest produs. Și văd o diferență și când nu-l folosesc. Că, de exemplu, astăzi pot să văd că îmi stă mai... Nu e la fel de mătosos și de lucios și nu se descălcește la fel de ușor, parcă. Dacă aveți ocazie să-l încercați, vi-l recomand cu toată căldura. Eu îl folosesc, eu pun vreo două fâsuri în palmă, masez bine și pe al masez așa prin păr de cam de aici, în jos. Și pe aia mai pun încă două fâsuri pe partea cealaltă și gata. Anul acesta cred că am folosit numai deodorante DAV, în special acestea sub formă de spray. Am folosit și cred că și vreo două solide, însă acestea spray sunt preferatele mele. Îmi place foarte mult acela invizibil, care nu lasă niciun fel de urme pe haine și îmi place mirosul celui albastru cu... Dead Sea Minerals sau Sea Minerals, ceva cu minerale. Acela nu se găsește aici în Statele Unite, eu mi-am cumpărat din România. Cred că lucrul care îmi place cel mai mult la aceste deodorante este faptul că nu lasă rezidu din acela pe haine la sub braț. Știți despre ce vorbesc, mai ales când porți o bluză neagră și te dai cu un deodorant din acela solid și ți se, ți se transferă așa câteodată și după ce le speli haine, tot mai rămâne așa puțin deodorant pe haine urăsc lucrul ăla. Și asta funcționează pentru mine. Nu transpir, nu -mi miros, nu-mi las o tonă de deodorant pe haine, mai ales dacă folosesc din acela invizibil, ăla chiar nu lasă nicio urmă pe haine. Și mă înțeleg de minune cu ele. Mai am încă un produs de la DAV care a intrat în favorite anul acesta și anume săpunul clasic de la DAV. Îmi place acest săpun pentru o grămadă de lucruri. Îmi place să mă spăl pe mine cu el, îmi place să mă spăl și pe corp cu el din când în când, deși eu prefer gelurile de duș dar cel mai mult și cel mai mult îmi place să-l folosesc la curăța bureței de machiaj și pensulele de machiaj. Mi se pare că funcționează cel mai bine pentru bureței de machiaj și am încercat o grămadă de alte săpunuri. Am încercat săpun și de la Nivea și de la fel și fel de firme de săpunuri, dar mi se pare că acesta funcționează cel mai bine și îmi place la el că nu lasă rezidu alb. Am observat cu alte săpunuri pe care le încercam, îmi spălam burețelul, dar după ce îl clăteam și se usca, se făcea alb. Și îmi rămânea alb așa pe aici, pe la unghii, toată rezidu de săpun. Nu-mi plăcea deloc, însă cu săpunul ăsta nu am nicio problemă. Am folosit astăzi burețelul acesta de machiaj și l-am spălat înainte să încep să filmez acest clip ca să vă arăt cât de bine funcționează. Nici o pată nu are burețelul ăsta pe el și l-am de... <laughs> am acest burețel de mult timp. Îmi face burăției curați, curați, curați. Nu-mi lasă urme de fond de ten și se clătește foarte bine. Că, nu știu, înainte eu îmi spălam bureței cu detergent lichid de vase. Să stăteam acolo șapte ani să clătesc toată spuma aia din burețel sau să pun lichid la fel, tot stai și clătești 10.000 mii de ani. Acesta curăță bine, se clătește bine, nu-mi lasă rezidual, vi se Perfect, perfect, perfect pentru bureței și pensule. Haideți să vă vorbesc puțin despre acest burețel, dacă tot vi l-am arătat. Acesta este un burețel de machiaj de la Dermacol. Eu am încercat până acum foarte mulți bureței. Am încercat Beauty Blender original, am încercat bureței de la NYX, de la Maybelline, de la Eco Tools, de la Flower Beauty, de la Real Techniques, de la Cupio, No Name. Am încercat fel și fel de bureței. Și acesta este preferatul meu. Îmi place că este moale, dar nu foarte moale. Aplică machiajul atât de bine și de frumos și în zona de sub ochi și pe ten. Rezistă bine. Cred că ăsta este alt lucru care îmi place mult la el, că rezistă. Se menține bine, pentru că am încercat și alți bureței care mi-au plăcut, însă după vreo două luni, deja erau, începeau să se rupă, să cadă bucățele din ei. Burețelul ăsta se ține bine, bine. Am acest burețel, cred că, de, de la începutul anului și eu îmi spăl bureții în fiecare zi când mă machez. Dacă nu mă machez, bine, nu spăl atunci, dar de fiecare dată când mă machez, eu îmi spăl burețelul de machiaj și uitați, în ce stare bună este. Nu are găuri, nu este rupt, se menține atât de bine. Este părățelul perfect pentru mine. Mai am unul aici pe care am vrut să vi-l arăt. Ăsta este tot de la Dermacol și pe ăsta l-am folosit... Când l-am folosit? Pe ăsta l-am folosit tot cam aproape un an de zile înainte să-l folosesc pe acesta. Și vedeți și acesta arată bine, numai că a început să aibă mici găurele pe aici, pe acolo. Este puțin mai aspru, săracul, de la cât l-am spălat și spălat, spălat. Dar vedeți, tot nu este distrus și mai am unul nou, nouț aici. Așa arată burețul nou, nouț pe care îl țin acolo de rezervă atunci când o să-și dea ăsta duhul. Pe acesta îl mai țin atunci când vreau să mă machiez, dacă vreau să folosesc face paint sau ceva special effects și nu vreau să-mi stric burățeii îl folosesc pe acesta pentru vopsele și alte chestii de fază. Am zis deja într-unul dintre clipurile recente că acest fond de ten va ajunge în favorite. Ei bine, iată-l! Este fondul de ten de la NYX Can't Stop, Won't Stop. Fond de ten mat cu acoperire mare. M-am îndrăgostit de el. Pentru mine funcționează cel mai bine în momentul de față. Îmi place că are un finish pudrat, se usucă mat, rezistă toată ziua pe față, pentru mine l-am și acum pe ten. Am, în momentul de față am două nuanțe amestecate, am nuanța Warm Vanilla și nuanța True Beige amestecate, pentru că una e prea deschisă și una e prea închisă și le-am amestecat, însă nuanța mea perfectă este nuanța Nude 6.5. Pe acesta l-am terminat. Acest fond de ten cred că se potrivește cel mai bine persoanelor care au tenul gras sau mix nu mi imaginez că ar arăta prea bine pe un ten uscat sau cu tendințe de uscare, pentru că, v-am zis, ar înfiniș pudrat și cred că ar face un ten uscat să arate și mai încărcat și mai uscat. Și cu toate că eu am tenul gras, îmi hidratez în foarte bine înainte să mă dau cu acest fond de ten, pentru că nu vreau să arate prea uscat sau prea. Mi s-a întâmplat, cred că de vreo două ori să am tenul uscat și să mi se curjească așa pe aici, pe la nas sau pe frunte și să să nu arate prea bine fondul de ten, dar când am grijă de fața mea și de pielea mea, N-am nicio problemă cu acest fond de ten. Alt produs despre care v-am mai vorbit până acum este acest bronzer de la Too Faced. Milk Chocolate Soleil este nuanța care este perfectă pentru mine. Îmi place formula acestui bronzer, îmi place culoarea, îmi place tot la el. Se așează atât de frumos pe ten această pudră bronzantă. Îmi place că nu rămân pete, nu zici că ești murdară pentru <laughs> că din păcate se întâmplă cu toată cu unele pudre, nu știu, sigur ați văzut și voi persoane care se dau ori contur, ori cu bronzer, ceva și arată de zici că e pământ, zici că e ceva murdar pe față. Noața asta este perfectă pentru mine, doar atât mi-aș dori să fie puțin mai ieftin acest produs. Paleta de farduri de ochi pe care am folosit-o eu cel mai mult anul acesta este aceasta de la Huda Beauty, Topaz Obsessions. Am primit-o ca cadou anul trecut de Crăciun de la Lumi's Life. Și de atunci am folosit-o într-un an, în special primăvara și vara aceasta. Am avut-o cu mine și în România, numai cu asta voiam să mă machez. Până când a venit toamna și am zis, ok, ar fi timpul să, să mai încerc și alte farduri ca să nu am mai culorile astea la ochi tot timpul. Însă astea au fost culorile cu care m-am macheat cel mai mult. Sunt fix pe gustul meu, culori de orange culori mai neutre, auriu, în special fardurile acestea, acestea două cred că se și vede. Cu paleta aceasta pot să realizez un machiaj foarte ușor și simplu de zi, cu un fard metalic pe pleapă și unul dintre acestea în pliu. sau pot să fac și un machiaj mai sofisticat, mai smoky, dacă folosesc fardurile acestea mai închise la culoare. Îmi plac culorile, îmi place calitatea fardurilor, cred că este singurul produs de la Huda Beauty pe care l am, dar este foarte calmea și îmi place... Că este atât de micuță paletață și poți foarte ușor să o pui în, într-un port fard. Acest fard de obraz de la MAC, nuanța Modern Mandarin, este blașul pe care l-am folosit eu cel mai mult anul acesta și asta cred că se datorează și acestei paletuțe de ochi, pentru că merg foarte bine împreună când mă dădeam cu asta ochi, mă dădeam și cu fardul ăsta de obraz. Pare foarte intens și foarte portocaliu în Însă pe obraj arată foarte frumos, poți să-l aplici mai intens, poți să-l aplici mai discret, l am acum pe obraj, este frumos, rău de tot și arată atât de bine pe un term puțin mai bronzat sau mai închis la culoare, superb, să nu vă sperie faptul că arată portocaliu în tăviță. Vă recomand să-l încercați data viitoare când mai treceți pe la un magazin Mac ca să vedeți cum arată peten. Chiar sigur, sunt sigură că fetele din magazin v-ar ajuta și chiar vi l-ar aplica pe față ca să vedeți cum arată. Haideți să vă arăt și cu ce mi-a plăcut mie să aplic fardul de obraz și pudra bronzantă cel mai mult anul acesta. Aceasta este o pensulă de la NYX. Este murdară pentru că am folosit-o și astăzi. Nu are un nume, dar este aceea în ambalaj auriu. Auriu, argintiu, holografic puțin, dacă tu uiți aproape pare puțin holografic. Forma acestei pensule este perfectă. O poți folosi foarte ușor pentru blush. Dacă pești mai tare pe ea, se întine mai mult și poți să o folosești pentru bronzer, poți să o folosești pentru pudră de față, poți să o folosești și sub ochi. Asta este pensula pe care îmi place mie să o folosesc cel mai des atunci când machez pe cineva, din acest motiv că pot să-i aplic pudra sub ochi, pe față, bronzerul, blush -ul, o pot folosi la toate și nu trebuie să schimb 10.000 de pensule. Și îmi place foarte mult că este moale. Extrem de moale. Nu zgârie, nu nimic. Este foasă și <laughs> minunată. Este o pensulă foarte versatilă și vă recomand din suflet. Iar cealaltă pensulă este tot de la NYX din aceeași gamă, însă aceasta vine puțin așa în unghi. Cred că se vede pe cameră. Iar asta este pensula mea preferată pentru fixat nu sub ochii cu pudră. Forma asta se potrivește perfect sub ochii. Numai bună este pentru asta. Acest iluminator de la Mac pe care l am eu este în ambalaj ediție limitată pentru că a fost în colecția de sărbători acum 2 ani, cred, nici mai știu cât timp a trecut de atunci. Iluminatorul acesta este în nuanța Whisper of Guilt de la Mac. Acum este. face parte din colecția permanentă, se poate găsi oricând în magazin. Am folosit acest iluminator aproape de fiecare dată când m-am machiat. Este o nuanță care mi se pare că se potrivește cu orice machiaj. Este un auriu, dar nu, nu prea galben, nu prea șampanie. Merge perfect, mai ales cu acel far de obraz, cu acea paletă de farduri de ochi. Cred că dacă aș avea doar acest iluminator în colecția mea de machiaj, aș fi fericită pentru că mi se pare absolut superb. Îmi place alături că nu are sclipici. Că este mai metalic, dar nu foarte metalic. Nu zici că te-ai dat pe o cu un fard de ochi sau... Nu, nu rămâne dunga aia de pigment, cum se, cum se, întâmplă cu alte iluminatoare. Sper că știți despre ce vorbesc. când în ori te dai cu un iluminator și pare așa de wow, intens și frumos, dar după aia zici că ai o dungă așa de cenușiu sau auriu sau... Cu asta, cu acest iluminator nu mi se întâmplă asta. Nu cred că este o surpriză să vedeți acest produs în favoritele acestui an. Acesta este MAC Prep and Prime Fix Plus. Este un spray pentru fixarea machiajului și acest produs este un favorit de al meu de nici nu știu câți ani au trecut de când sunt îndrăgostită de acest produs. Eu, în ultima vreme, am început să-l transfer în acest ambalaj. Îmi place foarte mult produsul, însă îl pun în ambalajul acestui spray de la Urban Decay. Acesta este un ambalaj mai vechi pentru că îmi place mult mai mult felul în care iese din ambalajare un spray așa mult mai mult mai fin, mult mai 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 fin. Asta cred că este cuvântul pe care îl caut. Îmi place foarte mult cum arată machiajul pe ten după ce folosesc acest spray, pentru că mi se pare că totul se, se topește așa un pic mai bine, se lipește mai bine de fața, machiajul și arată puțin mai natural, mai are aspectul același așa foarte pudrat sau încărcat. Și mai ales dacă aveți tenul mai uscat și vreți ceva mai, mai dewy, să arătați că străluciți puțin, acesta cred că este bun. Eu pentru că am tenul gras evit de obicei să-l aplic în zona T, pentru că altfel mă face să lucesc destul de repede aici în centrul feței și-l aplic așa doar pe, pe părți, în părți ca să ia puțin aspectul pudra de la blush, de la iluminator, bronzer, tot ce mai folosesc eu. Are rost să mai menționez acest produs? V-ați de mine să mă auziți vorbind de acest rimel? Acesta este rimelul meu preferat de la Maybelline, Lash Sensational. Nici nu știu câți ani au trecut de când acesta a devenit rimelul meu preferat și de când îl folosesc pe acesta nu am găsit niciun rimel care să-mi placă la fel de mult. Am încercat și altele care îmi fac genele lungi, îmi dau volum, dar nu rezistă la fel de bine ca acesta. La acesta îmi place că nu mi se transferă pe ploape, pentru că am aproape foarte uleioase și orice alt rimel folosesc, după câteva ore, pac, am negru pe aici cu asta nu mi se întâmplă și îmi place că îmi face genele lungi, îmi dă volum, rezistă, n-am ce altceva să cer de la un rimel. Vreau să menționez în favoritele acestui an și acest tuș lichid de la NYX. Nici nu mai știu câți ani au trecut de când am descoperit eu acest tuș, dar de când am descoperit, numai asta vreau să folosesc atunci când folosesc un tuș lichid. Nu, nu îi găsesc un defect. Decât câteodată când nu îi puc pun capacul bine. Nu știu dacă se vede pe cameră, se vede. I-am stricat pensula acestuia la nuanța, mă rog, mi s-a câțiva peri sau s, -au, s -au Dar este intens, rezistă, nu este rezistent la apă, dar rezistă destul de bine. Poți să trasezi linii foarte subțiri sau puțin mai groase în funcție de cum apeși pe pensulă. Și asta îmi place, cred că, cel mai mult faptul că are o pensulă. Nu este un aplicator din acela tip burețel este o pensulă cu peri și alunecă atât de ușor și de bine acest tuș. Este foarte bun. Am o presimțire că acest clip va fi unul foarte lung, dar ne apropiem încet încet de final. Vreau să vă arăt acum care a fost produsul de buze care mi-a plăcut mie cel mai mult și pe care l-am și folosit cel mai mult anul acesta. Din nou, nu cred că este o surpriză, v-am tot vorbit de acest produs. Acesta este luciul de buze de la Fenty Beauty. Gloss Bomb. Aceasta este nuanța Fenty Glow. Mi-a plăcut acest produs de buze cel mai mult pentru că este hidratant, nu este lipicios. Nu reziste el cel mai mult pe buze, dar îmi place cum se simte. Este foarte confortabil și chiar și când am buzele foarte uscate, mă dau puțin cu acest luciu de buze și deja a, simt că nu mă mai strâng, nu mă mai ustură, nu mai... Îmi face buzele să se simtă bine. lucrul ăsta de buze se afla tot timpul în geanta mea și când nu știam cu ce să mă dau sau îmi simțeam buzele puțin uscate, ce pac, îl scuteam pe și cu asta mă dădeam. Acum am nuanța fasii pe care o folosesc și pe care o țin în geantă. E ușor de folosit. Este un luciu de buze la care nu trebuie să mă gândesc. Ok, vreau să mă dau cu ceva pe buze, o să mă dau și merge la orice, oricând, oriunde. Mai am aici un produs de buze, însă pe acesta nu l-am folosit pe buze. Este un balsam de buze de la firma Eco Lips. Se cheamă Mongo Kiss with Mongongo Oil. Acest balsam de buze eu l-am folosit în jurul ochilor pe post de cremă de ochi. Și am început să fac lucrul acesta când, cred că pe la începutul anului, ultima cremă de ochi pe care am avut-o eu a fost cea de la Kiehl's cu avocado. Și pe ea spune că poți să o folosești în jurul ochilor, și pe buze. Și mă gândeam într-o zi, dacă poți să folosești cremă de ochi și în jurul ochilor și buzelor, oare nu poți să folosești balsam de ochi și în jurul buzelor și ochilor? Așa că am găsit acest balsam de buze care este făcut cu ingrediente organice, naturale, are o grămadă de uleiuri și unturi în el, unt de cacao, ulei de floarea soarelui, ulei de mongongo, ulei de nu știu care, ulei de rosemary, o grămadă de uleiuri și de extracte de plante și ceară de albine. Cam astea sunt ingredientele în acest balsam de buze. Și am unul. Mi-am cumpărat unul ca să-l folosesc pentru buze. Acesta este pe acest alțin special ca să-l folosesc în zona ochilor. Nu îl folosesc și la buze și la ochi. Pentru că nu vreau să... Câte nu zic dacă sunt mi pun lavă sau și Nu vreau să mă contaminez să-mi pun în jurul ochilor. În fine îmi place mult acest produs și chiar mi se pare că funcționează. Câteodată dacă aplic prea mult, mi se pare că mi intră în ochi și mă ustur așa noaptea, îmi lăcrimează puțin ok. Îl folosesc mai mult noaptea pentru că este așa mai, mai gros, dar mi se pare că hidratează zona de sub ochi și costă și mai puțin, costă vreo 3 dolari în loc de 30 de dolari cât costă o cremă de ochi funcționează pentru mine. Anul acesta am descoperit cât de mult îmi place acest produs. Este un acid de la Cosarex ah 7 Whitehead Power Liquid. Spun că ajută cu punctele albe, îți exfoliază tenul chimic ca să scapi de acele puncte albe și de obicei AHA este recomandat tenurilor uscate, dacă țin eu minte bine. însă eu folosesc și BHA și AHA le alternez. Acest, ce este? Ser, această esență, nu știu ce să zic, acest produs, ustură. Țin minte când am aplicat prima dată, zic, hai că nu e așa rău, dar după ce am început să-l folosesc mai des, îl aplic, pe, îl aplic pe ten după ce îmi curăț tenul, este primul produs pe care îl aplic și îl las să se absoarbă vreo 5-7 minute în ten și ustră, Pișcă, simți așa puțin simt cum mi se înroșește fața și <gântări> ustură. În unele zile, dacă am tenul mai iritat, simt că mă ustră sau mă pișcă puțin mai tare. Îl folosesc cam o dată sau de două ori pe săptămână acest produs, dar îmi place atât de mult felul în care îmi lasă tenul. Mi-l face foarte neted și atunci când am tenul uscat așa și am cojițe, când folosesc acest produs, a doua zi deja... Pf, te nu mi arată mult mai bine. Anul acesta cred că a fost anul în care m-am îndrăgostit și mai tare de tot ceea ce are legătură cu unghiile, în special oja semipermanentă. Și anul acesta am reușit și eu să încerc firma Cupio. În sfârșit, când am fost în România, am reușit să încerc Cupio. Iar acesta este un produs care pentru mine este cel mai bun din câte am încercat până acum. Este un top coat pentru oja semipermanentă se cheamă Diamond Top Coat, No Wipe and Soak Off. Nu trebuie să ștergi stratul acela, nu lasă strat lipicios pe care trebuie să-l ștergi după ce termin manicura. Cred că ce îmi place mie cel mai mult acest top coat este felul în care lucește pe unghii. Acum eu sunt dat cu o normală, nu sunt dată cu o semi, nu am acest top coat pe unghii. Dar este atât de lucios. Este cel mai lucios top coat pe care l-am încercat eu până acum. Nu pot să zic că am încercat 10.000 de firme, dar am încercat vreo 4, vreo 4 tapcoat, știu că nu pare mult, dar ăsta este cel mai bun din câte am încercat. Este lucios din prima zi până când durează o săptămână, două, două și tot lucește. Cu altele am observat că se mai duce așa din luciu, zici că se zgârie așa un pic și nu mai lucește la fel de tare. Ei bine, ăsta este extrem de lucios și mi se pare că nu se pătează la fel cum mi se întâmplă cu altele. Am observat când eram dat o, dată cu unul de la Melchior și nu știu ce făcusem eu atunci. Cred că eram la face și mă pictam, mă vopseam, nu știu ce făceam eu. Și după ce m-am demachiat, am observat că mi se pătaseră unghiile și nu, nu se mai, nu se mai ducea, nu se mai șergea. E bine, cu asta nu mi se întâmpla să am unghiile pătate. Dacă folosiți orice semi permanente și nu ați încercat acest tap coat până acum, Trebuie neapărat să încercați. Sunt aproape convinsă că o să vă placă. Nu văd de ce nu v-ar plăcea. Adică eu nu am găsit niciun defect decât că se, se îndepărtează mai greu atunci când trebuie să stai cu unghile cu acetonă ca să se dizolve. Se îndepărtează puțin mai greu, dar cred că din cauza asta și rezistă mai mult. Și îmi place la el că funcționează și cu alte firme de oje. Adică eu l-am folosit și cu oje cupio și cu oje melchior, l-am folosit și cu oje LNB, parcă așa se cheamă firma aia ce am cumpărat din Constanța, l-am folosit cu Red Carpet Manicure, cu Sally Hansen, l-am folosit cu o grămadă de alte firme de semi și a funcționat cu toate. Mai am încă un produs de la Cupio care a intrat în favorite anul acesta, o pensetă. Niciodată să am o pensetă în dar penseta asta chiar a ieșit așa în evidență pentru mine, este penseta cred că cea mai bună pe care am încercat-o până acum. Este foarte ascuțită și are lamele, are vârfurile acestea foarte subțiri și poți să smulgi și cele mai micuțe și subțiri firicele de păr. Eu acum, vedeți, trag nici nu văd firicele pe acolo, nici știam că am fire de păr pe acolo. Dar penseta asta prinde tot, smulge tot. Este Penseta Cupio Pro 7. Mi se pare că mai aveau una care era puțin mai ieftină, dar aceasta este din gama Pro. E, e foarte bună. Dacă aveți nevoie de o pensetă, nu vă recomand să încercați pe aceasta. Mai am doar două produse pe care vreau să le menționez în favoritele acestui an, iar unul dintre acele două produse este această cremă de mâini de la Sabon. Este crema aceea cu unt, butter hand cream, pentru că au două feluri. Mi-, -mi place varianta aceasta mai hidratantă. Este atât de bună crema asta de mâini. Este preferata mea. Știu că am zis asta despre multe produse pe care le-am menționat astăzi, dar asta chiar este cea mai bună cremă de mâini pe care am încercat-o eu. Și de fiecare dată când mă duc prin România îmi cumpăr câte una sau două pentru că e minunată. Nu-i găsesc niciun efect. Mi-ar plăcea să vină mai multe parfumuri, mai multe mirosuri, dar nu, este, este puțin mai grasă varianta aceasta cu unt, dar... E bună pentru mine, mai ales în climatul uscat în care locuiesc și iarna când mi se crapă mâinile imediat. Se simte atât de bine și se absorbe bine. Durează un pic, cred că vreo un minut, două să se absorbe, dar după ce se absorbe este absolut nu Îmi lase mâinile așa moi și catifelate și miroase atât de bine. Când am descoperit această cremă de mâini, acest miros de iasomie era preferatul meu, delicat jasmine dar după aia am descoperit-o pe cea cu Orange Blossom și aia îmi place și mai mult. Pe asta încă n-am terminat-o, mai țin acolo, o mai folosesc câte un pic, câte un pic. <l> nu vreau o termin, pentru că nu am magazin sabon aici. Ultimul produs din favoritele acestui an este un parfum. Parfumul acesta de la Cacharel, care se cheamă Yes, I Am. Acest parfum l-am primit anul trecut în LA, când am fost la Face Awards finalistă. Asta a fost unul dintre cadourile pe care ni le au dat. Și țin minte că l-am mirosit atunci ce am zis. <coughs> e prea dulce, prea puternic, prea... Și nu l-am folosit atunci, pe sfârșitul anului trecut, zic, am uitat de el. Ei bine, cred că prin decembrie anul trecut, în ianuarie, am început să-l folosesc și de atunci se vede? Nu știu că se vede, mai am foarte puțin din el. Pe asta l-am folosit cel mai mult anul acesta. Și la început când mă gădeam cu el zic că e prea puternic, prea dulce, prea nu știu cum, dar lucrul care îmi place cel mai mult la parfumul ăsta este cum miroase după câteva ore. După câteva ore pe mine miroase așa mai mult a caramel, a... miroase mai dulce, dar nu la fel de dulce. Este... e... e ciudat. Nici nu știu care sunt notele acestui parfum, dar v-am zis, cel mai mult îmi place după câteva ore, când începe să se mai, să se mai schimbe puțin. Dar se poate bine. Dacă mi-ar fi zis cineva anul trecut că o să folosesc eu o să parfumul ăsta cel mai mult, anul mi zis. <laughs> Aha, în visele tale. <laughs> Ei bine, da, m-a surprins. Nu mă așteptam să îmi plac atât de mult parfumul ăsta, dar chiar, chiar mi-a plăcut. Mi se pare mai potrivit pentru anul timpurile puțin mai reci, atunci când e cald și te de dai cu ăsta, așa poate fi puțin prea mult. Și cam acestea ar fi produsele mele favorite din anul 2019. E rândul vostru să-mi spuneți în comentarii un produs pe care l-ați folosit voi cel mai mult anul acesta sau pe care l-ați cumpărat și tot recumpărat sau care e, a sărit așa în evidență mai mult față de altele care fost un stand-out. asta e terminul pe care vreau să-l folosesc. Abia aștept să citesc comentariile voastre și poate o să mă și inspir, poate o să găsesc idei de produse noi pe care să le încerc sau lucruri noi, nu neapărat produse cosmetice, poate să fie orice alt lucru. Sper că v-a plăcut acest clip și înainte să plec vreau să vă mulțumesc că mi-ați fost alături și în anul 2019 și cum sunteți alături și acum. Vă mulțumesc!